puternic de acolo, din parte, din curtea bisericii, a văzut că a început coperișul, l-a luat și l-a adus încoace. Păi în ce direcție l-a adus, nu mai știu. Vedea numai l-au venit în coaștere. Că de acolo eram eu, părintele, încă doi colegi acolo și mi-am uitat cum l-a luat vântul. Ce s-a întâmplat cu mașina ta? A căzut acoperișul de pe el. A fost acasă și a venit un vecin și m-a anunțat că se cobor jos, că a picat acoperișul. Ce pagube aveți la mașină? Parbrizul, oglinda, aripa, aproape toată, că doar dacă a căzut tot. Și ai asigurare pe ea? Sau? Da. Și ce o să faci acum? O să depun plângere la poliție. Nu știu cine a făcut acoperișul, să facă despăgubire și... Dar vă rog să vă grăbiți. Ce firmă a făcut lucrarea, doamna? Sece Matean, Construct SRL. Am aici sunat să vină să ia și bucata cealaltă, mai este o bucată care uite așa face. Să nu cadă cumva ori în partea aia altă ori ceva. Păi e pericol în continuare. Da, da, bine. Se va, au rămas puțin jos, dar oricum trebuie dată jos. Da, jos. Acoperișul ăsta a fost făcut tocmai pentru locatari, că le ploua în casă și era deteriorată instalația electrică. O mai fost furtună și vânt, văd că nu s-a verificat foarte bine. Am văzut scobe și de ele, dar nu știu ce s-a întâmplat. Deci ceva s-a întâmplat, dar nu știu ce. Să vedem cum ajunge. Vine domnul Cornel. Nu luăm asta de aici. Vine bună până la lectură. Da, se va de asociere.